Lumea este împărțită în două cohorte mari.
prima cohortă este cei care pot fi numiți oamenii soarelui. Și cea de-a doua cohortă, oamenii lunii sau selenari. Să începem cu cei de la urmă. Și iar ce venim din experiența mea. Mereu critic ceva. Nu le place guvernul, nu le place soacra, copiii care au avut note proaste și așa mai departe. Cineva de colegii mi-a spune că aceștia sunt cei care cărora îi purge acoperișul fiecare zi. Și mereu sunt nemulțumiți și mereu sunt nesatisfăcuți. Nu am oameni de acest gen între prieteni. Nu i-am. Categoric nu i-am. Pentru că mă lipsesc și pe mine. Și atunci eu încerc să mă gândesc. Păi, deși nu le puteți acolo acoperișul, da? Dar am și eu niște vecini cu care trebuie să fac niște alcatrații, că deja m-au nebunit și așa mai departe. Nu i-am. Elementar nu i-am. Cei de-a doua, adică cei care aparțin cohort din soare, sunt oameni solari, așa, iată de ce i-am. Și cei care stau în capul acestui detașament este cu tine. Deci, solară în toate. Eu o să vă spun un secret. Sergio are dreptate pentru că toată lumea, chiar și la țară, atunci când în zilele zorii, țin minte și chiar și la bunici, puneau în, când eu pierdeam mai groasă ca să nu bată ras de soare. Eu când vine vara, cum doar prima, era este în fruntea acestei cohorte oamenilor solari și prin ce se deschid ei, care sunt calitățile lor deosebite. În primul rând, emană energie pozitivă. În orice situație, chiar dacă totul este rău, ce așa rău, dar rău la cub, la pătrat și așa mai departe. Eu știu sloganul ei și tendința ei de a spune în fiecare situație că sunt doi oameni, unul pesimist și unul optimist, da? Pe masă stă un pahar pe jumătate cu cuplir cu apă, da? Pesimistul spune că, numai jumătate, da? Și optimistul spune că, da, de deja e jumătate. Și asta este sloganul cu tine pentru o viață întreagă. Și iată aceste raze solare, câteodată invizibile, ea le pune în tot ce face. Atunci când ea a inaugurat revista, revista și până acum emană razele soarelui. Este luminoasă. Niciun articol, niciun gând pesimist, dacă chiar și-ai luat toată colecția revistei Viața Ta, nu găsești așa ceva. În ceea ce face ea lucrul e obișnuit, deci emisiunile bune dimineți, sunt soarele televiziunii Moldova 1. Pentru că ea are și un sens foarte critic. Atunci când cineva vine și mai propune niște subiecte așa mai tenere, ea foarte delicat și foarte frumos și foarte așa cu un zâmbet, îi spune, hai ne lăsăm altă dată. Și acum altă dată ele se uită, nu știu cum, și trec de zare așa, să o mușama. Altceva. Cu ea întotdeauna am fost găsit din comune. Și de ce? Ea are o calitate iarăși foarte bună și te rog să mă iertați pentru atât de literate, dar în ziua asta eu cred că este cazul. Asta e ce papier? Lasă, te rog, și pentru noi. Asta e ce papier? E chiar așa? Și pentru 12. Păi de eu, luam o sumă piară. Așa că nu-ți bate capul, eu găsesc și pentru 12. Eu știu toate lucrurile la care ține cu piară. Aproape la aceleași lucruri țin și eu. Eu când îi spun, Utiera, așa mi-e dor de vorba ca cei de la aeroport, când se anunță cursele, când vine lumea bronzată de la Miami Beach, pe cei care stau în așteptare și iată, în jumătate de oră, deja o să fie undeva la Sharm el Sheikh. Deci, da, și eu tot așa, și Utiera, deci tot așa, găsim limbi comun. În 5 minute ne-am făcut bagajul. Noi avem o valiză. O valiză de serviciu în care sunt puse toate lucrurile necesare și dacă îți spune că mâine pleci încolo, nicio problemă. Lași pe cine cheia să sufle florele, ți-a luat valiza și a plecat.
Și încă ceva. Nu știu ce fel de evenimente trebuie să se producă ca cutiera să fie perturbată de altceva. Chiar dacă are un act în inimă și o dare tare, pe fața ei chestia asta nu cinește. Iată, aceste lucruri eu aș fi vrut să le aibă fiecare de noi. Aceste lucruri aș vrea ca cutiera să fie asiste și soarele ei să nu apună niciodată. Mersi! De fapt, zilele sunt că a fost luna emisiune și m-a felicitat deja pe ziua mea și m-a adus flori. Și astăzi că am văzut floarea, zic, Sergiu, zic, și uite, pe 12, ce fac? Să mai aduc o floare? Zic, bine, dar eu fac ziua de 10 ori, 10 zile. Zic, găsesc 10 flori. Mersi mult. Vreau să vă zic, nu știu, eu, probabil, puterea mea și forța mea este prea ceea că niciodată nu m-am străduit să par mai altfel. Eu niciodată nu mi-am pus o mască. Eu sunt așa cum sunt. Și dacă oamenii țin cu adevărat la tine, atunci te primesc așa cum ești. Și altceva este că secretul tinereții și sănătății, probabil, și a fericirii este, eu zic, secretul meu și probabil al tuturor, altceva cum toți îl folosesc. Nu purta piatra în buzunar. Și dacă nu poți piatra în buzunar, atunci și sănătatea este cu tine și frumusețea și tot la un primul tău. Așa că secretul tinereții chiar este foarte simplu. Așa că vă îndemnăm, le spuneți tuturor celor alături care sunt adevăratele secrete. În fine, bun, cu ce bine vedete, vreau să vă zic că pe parcursul vieții mă bucur că întotdeauna am avut oameni. Am avut oameni pe care știam că pot să-i telefonez și la 1 de noapte, și la 2 de noapte, și la 3 de noapte și aveam siguranța că ei o să-mi răspundă și dacă o să am nevoie de ceva, o să-mi vină în ajutor. Ăsta este un mare noroc, sincer vă spun, este un mare noroc să știi că ai niște oameni la care poți apela indiferent de ori. Poate că știu pentru ei fac și aș face în caz de nevoie același lucru. Și vreau să vă zic că un asemenea om care nu 100%, dar probabil 300% știu că este anume așa, este Eugenia Ursu, care pe parcursul vieții mi-a devenit mai mult decât o prietenă, probabil, nu știu, chiar dacă se mai supără ea de mine sau nu știu, sau eu pierd să încep cu mine ceva, dar știu că sentimentele noastre sincere și dragostea noastră sinceră este reciprocă. Așa că, doamna Eugenia, dacă vreți să spuneți un cuvânt, o fi președinte Asociației Moldova și Universitățile sale Club UNESCO și un bun prieten al tuturor oamenilor buni și al tuturor oamenilor care, într-adevăr, vor să schimbe lumea în bine. Asta mă contează. Și acest om al soarelui mereu toarnă, cu lumină în vie, toarnă
și noi și ne îndeamnă toate, toată bunătatea aceasta, toată căldura aceasta, ne îndeamnă să fim întotdeauna mai buni, să fim mai prietenoși și să învățăm să prețuim prietenia. Eu aș vrea să spun că un picșor, domnul Sergiu aici n-a vorbit, dar aș vrea să zic de o calitate care acum, recent, am găsit-o, am descoperit-o acum în Ungheria, pentru că după ei, în afară de jurnalist pe care îl face cu atâta adăruire de sine, mulți ani în televiziune, după ei, acum, de câțiva ani, a început să picteze. Și am zis că am văzut atâta lumină, atâta căldură în picturile acestea ale ei. Zic, nu știu cum Dumnezeu, probabil că ea s-a inspirat de la noi toți oamenii, dumneavoastră, alții, care vin la această emisiune. Care vin la emisiunea Bună Dimineața, în picturile sale folosește cele mai mici culori, cele mai frumoase, culorile care întotdeauna îți creează o dispoziție de sănătoare, o atmosferă proaspătă. Și uitați-vă culorile acestea fii, nu are culori sumbre, culori negre, dar are cele mai deosebite culori, cele mai frumoase, care te fac să iubești viața. Și am zis că s-a inspirat din culorile Bunei Dimineți, Ungheria. Să știi că televiziunea rămâne prima specialitate, dar și asta, nu știu cum, că te descrie. Și aici eu am zis, Ungheria se regăsește în picturile acestea, pentru că are libertate de plină. În picturile acestea nu mai trădare în seamă cuiva, dar ea este acea care este adevărată. Aici se pune tot sufletul, toată dragostea și această dragoste vine și pe noi să ne să ne îndemne, să trăim frumos, să prețuim momentul și să ne învățăm a fi adevărat prieteni. Ungheria, am fost mai multe ori cu Ungheria în vedere de călătorii și chiar mă gândeam poate o dată așa să încercăm să nu împărțim ceva, să putem, nu știu, nu să ne certăm, dar să zic, poate să avem un moment de conflict. Nu găsești, pentru că este omul, eu am zis, cu atâta bunătate în sine, pe cât este de ambițioasă, dar pe atâta este și senină. Toate plecările care le-am avut împreună și în România, și în India, și în Coreea, mai circa o lună de zile, întotdeauna am venit acasă cu cea mai frumoasă impresie și cea mai bună dispoziție. Pentru că este anume omul care, nu știu, fiecare și-l-a dorit în sine. Ungheria, eu am zis că astăzi, în preajma jubileului, îți doresc din suflet să continui cu toată dragostea ceea ce faci și să rămâi aceasta care te cunoaște în noi, acea Ungheria cu suflet mare, cu atâta soare și să reușești să ne luminezi pe toți. Iar noi te invit din suflet. Mulțumesc foarte mult, vreau să vă zic că grație Eugenia Uzun, un promotor a culturii și a valorilor noastre și un promotor a talentelor, a tinerilor talente, am cunoscut foarte mulți copii și tineri talentați. Sincer să vă spun că pur și simplu țara noastră este atât de talentată, cu atâtea talente. Păcat că suntem o țară mică și din păcate nu putem valorifica atât de plin aceste talente. Dar, grație unor oameni, ei devin cunoscuți peste hotarele țării. Și așa se întâmplă că peste hotare sunt mai cunoscuți